Virați la dreapta. Salutare, dragi prieteni! Nu v-am mai filmat de ceva timp. Pare rău, dar a fost cam ocupat și nu prea am cu ce să filmez. Acum sunt în Norvegia. Am făcut o încărcare și mă duc spre Drammen, mai am două încărcări acolo. Astăzi e 7 noiembrie. Să știți că e cam rece un pic pe Norvegia. 100 de metri, intrați în sensul giratoriu și părăsiți la a doua ieșire. Intrați în sensul giratoriu și părăsiți la a doua ieșire. Dimineața erau minus 3 grade. Mergeți mai departe. 2. Doamne, ce de vorbește proasta asta. Azi dimineața erau minus 3 grade, era destul de rece. Acum vreo 3-4 grade. Dar e rece. Așa că vizionare plăcută. Nu mai vorbesc că nu prea am ce să vorbesc. Vreau să vă arăt numai Norvegia. Gata, am pus-o pe Ioana pe mute, că mă enervează și pe mine. Da, așa ca și idee, acum sunt la Kongsberg. E un pic mai sus de Drammen. Mamă, dar ce dulme au ăștia.
pic am depășit-o pe tantea aia cu bicicleta mai pe stânga, m-am băgat pe banda cealaltă, că, e, uite, și acum o ieșit de pe drum. Bă, dar ce mă enervează dâlmile astea. Sau ce numere are ăsta, din Norvegia, CV, zici că e din Covazna. E134, ai de capul meu, a fost acum câțiva ani pe 134 ăsta dinspre Oda, am venit spre Drammen. Doamne și ferește ce zăpadă am prins atunci. Of, of. Mi-aduc aminte, am trecut pe drumul ăsta exact pe aici, acum vreo 5 ani, de atunci n-am mai fost pe aici. Oslo 82 de kilometri, Drammen 40, că eu la Drammen trebuie să mă duc.
ești nebun, ăștia au făcut autostradă pe aici. Mama soarelui, de când am mai fost? Uite și tu la ei. Ai, bun, atunci am văzut pe autostradă.